La un interval de doar 2 zile de la deschiderea anualei de primăvară, Muzeul de Artă din Roman a găzduit un nou eveniment cultural. Este vorba de lansarea romanului polițist Kalahari, publicat de scriitorul cu dublă cetățenie română și americană, George Tănsănică, la editura Timpul din Iași și de vernisarea expoziției personale de artă lineară. Are semnate 38 de cărți. Au apărut sub numele său 38 de cărți. Este membru al mai multor societăți internaționale, a primit numeroase diplome, medalii, trofee, plachete. Cărțile domniei sale se află în instituții ca Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Britanică, Biblioteca Vaticanului, Biblioteca Institutului Nobel Oslo, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Județeană Gheorghe Sachi din Iași, Biblioteca Colegiului Național Roman Vodă, Biblioteca Municipală Roman Uniunea Scriitorilor din România Trilea la Iași, Biblioteca Muzeului Ion Irimescu sau Biblioteca din Israel. Și aș menționa eu și Biblioteca Muzeului de Artă și am scos aici pentru a revedea o parte din cărțile domniei sale pe care noi aici la muzeu. Spre exemplu, Sakama, Beatrice Nadine Rotrock, Cronica unei familii americane, Lochneck, Sonia Bergamo, Eternity, Quasar 007, Noelis, din nou Sonia Bergamo, fantoma din arta ordinară, Alexandrina, Crima de la Vest, la Vest de Roma, Scott Palmer, Etern, Ansa, Edenis York, 5-1, acestea sunt o parte din cărțile. Și din America. Așa, și domnul Tăsănică ține cu grijă acolo mâinile domniei sale o carte, cea mai recentă, exact, a fost în America. Despre romanul polițist Kalahari a vorbit profesorul Cecilia Pal, care a subliniat trăsăturile acestuia și posibilitatea de a sta la baza unui scenariu de film. Are un alt caracter. Este un roman cu caracter polițist. Iată pe domnul Tăsănică, că aduce de data aceasta și mărturisește cu modestie că mi-a plăcut să n-au ajuns la Agata Christie și la așa, la talia aceasta, dar nu este adevărat. Chiar eu am citit și bine, numai primul volum, m-am gândit că oricând puteți face un film după acest roman. Acțiunea este, deci, dacă e un roman poliție, sigur, acțiunea este simplă, da? Investigarea unei crime. Arta lineară este un domeniu plastic contestat în România, dar gustat în Statele Unite ale Americii, pe care George Tănsănică pretinde că l-a inventat în urmă cu 17 ani. Este un domeniu grafic despre care cunoscutul profesor Gheorghe M. Ciobanu vorbește cu interes. Este o oscilație între cartezianism și între relativismul lui Einstein, relativismul cosmic. Mai bine zis, dacă sunt pe Einstein, că Einstein a plecat cu regretul că nu a dus lucrurile până la urmă. Dar să vorbim în altă formulă, este până la aleatorismul de care mereu să vorbesc. Adică Universul este aleatoric. În fiecare clipă, cum spuneau filozofii antici, nu te scalzi de 2 ore în apele aceleași rău. Deci totul este mult găsit în frumoasele proverbe ale culturii populare românești. Și arta lui Gidi oscilează între aceste două extreme. Dacă o să vă urmăriți albumul Alexandrina, o să vedeți cu câtă rigoare încadrează el în niște dreptunghiuri și trapeze, dar mai ales dreptunghiurile toate perpendiculare, cu laturile perpendiculare, nu dreptunghiuri romboide, ci dreptunghiuri, iarăși repet, cu 90 de grade în unghiularitate, și în ele
își dă drumul la aleatorismul grafic. Graficianul spune că, deși în România domeniul artei lineare este privit cu reticiență, în Statele Unite ale Americii are peste 1300 de lucrări, foarte bine primite de critică și public. Am peste 1200-1300 de lucrări, le-am dus toate în Statele Unite și pe astea le-au știut în Statele Unite, pentru că aici, dacă românii noștri n-au nevoie de artă lineară, asta e, ce să facem. Autorul de citire și unui poem publicat în unul dintre cele peste 39 de volume de poezie sau proză care au văzut lumina tiparului. Mult, dar detaliul acestui volum va fi în următorul, în următoarea carte. Zgomot concret, o lume săracă, o piață a unor fără de avere, o lume desărmat, ce nu au voit o așa viață să se încrunte. Le apar linii, apoi cute, să se închine, îi dor de amorțel genunchii și visul lor se stinge sulbărat. O mână se ridice, o imaginare pune de masă și vântul pleacă mai departe. Vor face în univers un pas, dar viața nu se schimbă. Să te alin, nici vorbele nu stau, să fie aprins. Și cine ascultă? Un colț, un firișor, și-a răsărit din iarbă, nici el nu dit ceva, spune, nu poți, pleacă. Apusul geme, natura freamătă. Multe din cărțile lui George Tănsănică se regăsesc în mai multe biblioteci ale lumii, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Britanică, Biblioteca Vaticanului, Biblioteca Institutului Nobel sau Biblioteca Națională a României. În plus, multe dintre realizările acestuia se regăsesc în biblioteci personale ale unor personalități din 26 de țări ale lumii, de pe cele mai diverse meridiane. George Tănsănică a vorbit însă despre regretul său legat de faptul că în România arta lineară inventată de el în urmă cu 17 ani, nu are prea mare căutare, motiv pentru care tablourile sale vor fi duse tot în Statele Unite ale Americii, unde se vând foarte bine. Printre tablourile expuse la Muzeul de Artă, semnate de George Tănsănică, se numără Masca, Diamant, Astral, Constructorii Lumii, Noua Ordine Mondială sau Stejarul României. George Tănsănică și-a mai exprimat regretul de a nu fi reușit să obțină deschiderea autorităților locale față de un proiect de suflet al său, acela de a înființa la Roma o școală de artă lineară. Acesta spune că în galeriile din Statele Unite ale Americii are peste 1300 de lucrări.